de Gheorghe Dima, sus foie, Timotei Popovici, domnulești și domnice Gheorghe Cucu și leului mărului Gheorghe Danda. Sunt primele doamne cu care începem micul concert. În fața noastră se află o parte din corul Facultății noastre de Teologie, studenții cei mai rămânitori și cu dragoste care s-au ostenit, iar ei sunt făcuși de colegilor și de urmă prieteni Marius Dumitrescu, care este asistent la disciplina muzică bisericească în facultatea noastră și care a avut plăcerea să ne vizionează seara alături, lucru pentru care eu îi mulțumesc și tine vă mulțumesc că au binevenit și bine alături de noi și că vă dau și dumneavoastră. Și casele Domnului Iisus Hristos.
vin colindele, Domnul Iisus Hristos, și nu va fi niciun rău, ci vă duc pe Dumnezeu să vă mântuie de rău, Domnul Iisus Hristos. Domnul cel fără de început, Domnul Iisus Hristos, azi în este s-a născut, Domnul Iisus Hristos, pentru a noastră mântuire, să ne scape din pieire, fie vecea lui mărire, Domnul Iisus Hristos. Pentru a noastră mântuire, să ne scape din pieire, fie vecea lui mărire, Domnul Iisus Hristos.
Și această cântare a creierului și a frumuseții pe care noi o trăim și în bucurie, să știți că de aceea ne pregătim și mesele, punem și mâncare pe masă, ne bucurăm de toate, de Crăciun, pentru că omul este o plinătate în integralitatea lui trup și suflet. Împreună se bucură și trupul și sufletul de această bucurie sfântă. Dar marea problemă pe care o reiei eu foarte frumos cu mare părinte din secolul 20, Siloana Tomicu, sunt sigur că ați auzit de el, îi spune așa, de Crăciun oamenii se împart în două. Vulturi și popoși, îi numește el. Vulturii sunt cei care fac ce ascultă lumea în seara aceasta. Adică le lasă pe celelalte lumii, vin într-o întâlnire de suflet, pentru a se înălța la cer, să privească lumea și cu alții. Numai popoșul este cel care, gândindu-se la vrejului, cu capul în pământ neîncetat, adună boabe și-și umflă ușa de mâncare. De aceea și sărbătoarea Crăciunului, așa va fi celebrată și în casele noastre, și în toată România, și în toată lumea. Vor fi și vulturi, vor fi și popoși. În seara aceasta am vrut să vă invit să fiți vulturi. De aceea sunt vulturi. Așa că, nu știu să spune corect, îi dau cuvântul, îi dau cântarea de mare, pentru ca ultimele trei cuvinte despre Crăciun să răsune aici în acest moment. Și de acolo, ne-am aflat. La vitre e în colo.
Să țină o predică numai aici, să spunem un cuvânt,
care să nu poată fi interogat. Și atunci, dacă aveți întrebări sau aveți, nu știu, lucruri care poate n-au fost lămurite, cum se cuvine, putem rămâne, nu mult, că știu că toată lumea e obosită și flămândă și de pe drumul și e frig afară și trebuie să ajungem la casele noastre, dar 10 minute, așa am zis, după care vom cânta un prăbușor și împreună am zis să ne despărțim cântând o celeste minunată și noi, cei care suntem aici, pentru că nu e colind mai frumos decât acesta. Eu am avut prilejul, și cu asta mă opresc ca să puneți întrebări dacă sunt, am avut prilejul de a cânta în urmă cu 2 ani cu o grupă de pelerini chiar în Betleem, la steaua pe care v-am arătat-o. Și trăirile au fost atât de intense, vă mărturisesc, că toți plângeam precum copiii. Cântam și plângeam. Și nu era unul să n-aibă lacrimi în ochi, să te duci să vestești o celeste minunată în Betleem, acolo în grota unde s-a născut pruncul. Dar nu numai noi plângeam. Erau coruri din întreaga lume. Erau coruri din Nigeria, din Australia, din Japonia. Și fiecare în limba lui era turnul Babilonului reunit încă o dată într-o cântare pe care Dumnezeu înțelegea că El sigur aude toate limbile și le cunoaște. Și am rămas cu o impresie și cu o experiență extraordinar de frumoasă cu Dumnezeu și acolo unde civilizația înaltă, în Japonia, și în Nigeria, și în Australia, și în România, și până la capătul lumii, este lăudat și slăvit în aceste zile de cei ce îl cunosc. Așa că dacă aveți întrebări, nu numai legate de colindele, care poate sunt prea speciale, dacă aveți alte întrebări legate de această perioadă, de Crăciun, de lămurire, legate de credință, de biserică, în special pentru studenții care nu sunt teologi, cu mare drag putem să stăm în dialog. Vă rog frumos. Ce e cu Crăciunul ăsta? Da. În cursul poveștii nașterii Domnului, chiar apare, într-adevăr, un asemenea personaj, dacă are vreo legătură sau da. Vreo rădăcină. Da, eu mulțumesc foarte mult pentru întrebare. E o întrebare legitimă și foarte binevenită. De ce? Pentru că noi neîncetat vorbim de Crăciun, îl personificăm ca fiind cineva. Acum, în Sfânta Scriptură nu apare, ca să știți lucrul acesta, da? Deci, în toate textele canonice, evangheliile pe care noi le avem, nu apare Crăciunul personificat. Crăciunul nu există ca o persoană în sine. Însă, poporul nostru, și nu numai poporul nostru, pentru că el există în Occident, știți că este Santa Claus, de fapt. Santa Claus, știți cine este? Sfântul Nicolae. De la Nicolaus l-au luat pe Claus de la sfârșit și Santa Claus e Nicolae. Cu alte cuvinte, în timp ce în America o să vină Sfântul Nicolae, în România o să vină Moș Crăciun în aceeași noapte. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că de-a lungul veacurilor, Sfântul Nicolae chiar a fost un personaj istoric, spre deosebire de Crăciun. Sfântul Nicolae a fost un episcop din Mira Lichiei, din sudul Turciei de astăzi, în Antalya. Cei care merg la mare în Antalya fac o excursie până în Mira Lichiei și pot să vadă locul unde a trăit Sfântul Ierarh Nicolae. Deci în timp ce el este un personaj istoric și după aceea el este întrupat în mulți Sfinți Nicolae, ca fiecare dintre noi, orice om care dăruiește devine un Nicolaus, Crăciunul nostru, sau Noel, de exemplu, cum este în franceză, sau mă știu eu, Noel, de exemplu, este butuc în limba franceză, vine din celtă. Și, de fapt, și-a luat numele Crăciunul de butuc de Noel, de la faptul că noaptea de Crăciun celții aprindeau o lumină, pentru că era, știți, v-am spus că era ziua soarelui, ziua luminii. Și atunci sărbătoarea asta e foarte mult legată de lumină. Însă, ca să nu vă plimb pe prea multe meridiane, Crăciunul nostru, revenind acum de la Noel la Crăciun, există o legendă, e o tradiție, că de fapt staul unde s-a născut pruncul Iisus a fost ținut de un bătrân pe care îl chema Crăciun. Și de acolo el este cântat. Însă, atunci când noi spunem că în staulul, că totul s-a întâmplat în staul lui Crăciun, încercăm și noi și preluăm în colinde această tradiție populară veche, dar care este o simplă tradiție, ea nu are o bază canonică și nu face parte dintre dogmele și învățăturile noastre. Dar există o altă întrebare în limba română, și anume de unde vine termenul Crăciun. Și aici există nenumărate interpretări de unde ar veni, însă doamna Sabina Ispas, care știți că este academician și directorul Institutului Brăiloiu pentru etnografie și folclor, ea mi-a spus, părinte, Crăciun vine sigur de la creațiune.
De la creațiune vin la tine, care înseamnă creație, pentru că în această zi se înnoia creația, pentru că este ziua, vă spuneam, în care soarele devine tot mai mare și lumina strălucește. De acolo vine Crăciunul. Pentru a nu mă lungi, deci el nu este un personaj istoric, este o personificare, este un simbol, iar în Moș Crăciun, cel pe care l-am creat noi acum, Moș Crăciun, acum este de fapt o personificare a celui bătrân care a dat staurul să vină Dumnezeu. De multe ori poporul nostru îl vede pe Dumnezeu cel bătrân, de fapt, Dumnezeu Tatăl, cumva ca un simbol al lui. Dumnezeu Tatăl coborât pe pământ, care vine și dăruiește oamenilor darul. Dar pentru că m-ați întrebat și cred că poate mai sunt și alte întrebări, când nu sunt întrebări, sunt două variante. Fie a fost totul atât de clar încât toată lumea nu mai poate să întrebe nimic, fie a fost atât de confuz încât nimeni nici mai îndrăznește să întrebe ceva, știți? Dar, în fine, văd că întrebările au venit, ceea ce înseamnă că n-a fost așa. Și anume, legat de Crăciun, să vă spun însă un gând care e foarte important. Am avut un slide pe care l-am sărit, nu știu dacă ați remarcat, după steaua din Betleem, a fost o mică, era capela lui Ieronim, un mare doctor al bisericii apusene, și anume biserică este cinstit în calendar ca fericitul Ieronim. El a trăit ultimii ani, 404-420 aproximativ, în grota din Betleem. Și există o istorisire foarte frumoasă despre viața lui pentru a înțelege care sunt adevăratele daruri, pentru că și asta trebuie să ne punem întrebare, care sunt adevăratele daruri ale unui Moș Crăciun, dacă vrem? Ce daruri face? Că de obicei noi ne oprim la material și credem că ceea ce dăruim e materia în sine. Și vă mărturisesc că sunt preot, la mine se spovedesc mulți oameni. Am găsit oameni cu daruri nenumărate, mari, multe, bogății. Nu prețuiesc nimic atunci când nu mai este bucurie și lumină în suflet și iubire. Și de aceea să ne gândim foarte bine, pe lângă darurile materiale, Nicolae Steinhardt ne învăța, dacă vrem să fim Moș Crăciun frumoși, să nu dăruim mai din ceea ce avem, ci să dăruim din ceea ce suntem. A dărui din a fi e mai mult decât a dărui din a avea. Pentru că asta, de multe ori, e un gest exterior. De aceea, în aceste zile, adevăratele darurile Moș Crăciun sunt daruri mult mai mari, iar darul, pentru că în Crăciun nu schimb de darul, și asta vă rog frumos iar să o țineți minte de-a lungul vieții, niciodată nu dă omul ceva lui Dumnezeu să rămână Dumnezeu dator, că îi aducem noi o cântare și cine dă pentru o cântare? Ne dă veșnicia sau că îi aducem noi un mic dar? Întotdeauna comparațiile sunt de necomparat atunci când vorbim de ce dorește Dumnezeu omului. Și trebuie să ieșim din această mentalitate, cum să vă spun eu, că Dumnezeu e un stăpân care ne pedepsește dacă nu facem, nu, Dumnezeu e un părinte care ne iubește și ne cheamă. Și cel ce nu vine să-L laude, de fapt nu se alătură unei bucurii care este o frumusețe. Și atunci Moș Crăciun devine poate ceva foarte frumos, dar din nefericire încărcați de globulețe, de lumini, de nebunii, de crăciunițe, de toate invențiile pe care Dumnezeu, nu Dumnezeu, omul păcătos, să spunem, le-a creat, ne îndepărtăm de esența lucrurilor. Și revin la Ieronim ca să închei, că deja am răspuns prea mult. Ieronim în Ieslea din Betleem, știți ce, îi tot aducea și el darul de Crăciun pruncului Iisus. Și i-a dus ce putea și el, erau daruri materiale. Și pruncul îi spune, a auzit el așa în credință aceste cuvinte și a spus așa, Ieronim, n-am nevoie de ce mi-a dus tu, eu pentru altceva am venit. Și el întreabă, pentru ce ai venit, Iisuse? Și zice, am venit ca să-mi dai păcatele tale. Și acest gând este atât de frumos, pentru că de multe lucruri l-o mai rezolvam noi pe pământ. Nu mai e o greutate, mai trece ceva. Dar cine ne scapă pe noi de păcate? Pentru că asta este cel mai important lucru. Pentru că păcatul sărășluit în noi ne conduce la întuneric, la depresie, la boală, la păcat și în cele din urmă vom ajunge în moarte, în întuneric. De aceea, lumina Crăciunului nu e lumina beculețelor. Îl admir pe Părintele Galeriu când a ajuns în gara din Amsterdam în timpul comunismului. În România știți că nu erau becuri aprinse. Și zice, când m-au dus în gară și am văzut acolo lumina aia mare, zice, deodată am văzut lumina iadului. Și pentru mine a fost o uimire, era student când mi-a spus asta și nu venea să cred cum pot să interpretez așa. De ce? Pentru că e o lumină făcută, este o lumină fantasmagorică, care nu are de face cu interioritatea, cu ceea ce Evanghelia numește partea cea bună care nu se va lua de la noi. De aceea, pace și bucurie sunt darurile lui Moș Crăciun pentru cei care au credință și îl caută pe Dumnezeu. Dacă mai sunt alte întrebări,
Nu vă pot spune acum, pentru că n-am luat numele aici, dar vă pot da locul de unde o găsim, sau dacă este dorință pentru omilia frumoasă pe care v-am citit-o, care este extraordinară, eu de când, dacă vrem acasă, am și băgat-o în țiplă, că atât de frumoasă este, nu e o istorie care să vorbească mai mult despre cum ne iubește Dumnezeu pe noi, știți? Să se coboare, să facă multe cu fiecare. Așa că dacă doriți, prin doamna profesor, o să fac eu un scan după acest text și îl trimit. Și atunci îl puteți împărtăși tuturor celor care au nevoie și vă dau acest loc. Dacă mai e vreun gând, vreo întrebare? Da, vedem. Tradiția Bradului. E o istorie lungă, în câteva cuvinte, cred că o știți și dumneavoastră, și anume, bradul nu era specific locurilor noastre și tradiției românești. Aceste obiceiuri de Crăciun, să le numim, sunt obiceiuri care țin de viață și de moarte. Și la noi știți ce tradiții sunt. De exemplu, în Vrancea sau este cu mărul la noi totul. Pentru că mărul este legat de Crăciun, e legat de rai, de aceea se face măr la moarte, se face măr la nuntă, se împodobesc merii la pomeni. Sunt tradiții foarte frumoase în România. Bradul nu ne este propriu nou, dar el vine, din câte știu eu, din zona țărilor de jos, în special Olanda, este introdus în jur de secolul XVII. Și după aceea, prin mimetismul cultural, care se întâmplă adesea, este preluat, l-am luat și noi. Dacă mă întrebați pe mine dacă e bine sau nu să avem un brad în casă, eu zic că e frumos să-l avem, pentru că simbolismul bradului ține foarte mult de ce. Ține de faptul că verdele este semn al speranței. Pentru noi, în biserică, verdele este culoarea Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt este cel care ține întreaga făptură, creația, și de aceea bradul vorbește despre veșnicie. Dar să nu rămână numai la ceea ce se numește nemuria de dicționar. Adică noi putem face ceva bun pe pământ și vom fi scris și într-un dicționar. Dicționarul, de exemplu, profesorul la facultate de drept. Și vor fi trecuți toți profesorii care v-au predat aici. Dar va mai fi un dicționar la Dumnezeu. Cine va fi scris în veșnicie? Și în acel dicționar, numai Dumnezeu știe pe care ne trece. De aceea, asta e nemurirea de dicționar. Cumva o obținem pe aici pe pământ. Nu-i mare greu să faci un doctorat, să mai scrii o carte, mai vezi cum se mai întâmplă lucrurile. A zis că la noi cărțile se scriu rapid, nu e greu. Marea problemă este însă cum zidești în suflet, cum pui. Și mă opresc aici cu bradul, numai o pățanie vreau să vă istorisesc. M-am întâlnit cu mare stareț din Ucraina odată într-un pelerinaj. Și a făcut o biserică mare, 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 mare. Și eram foarte mirat. Părinte, cum a zidit așa biserică? Mare, incredibilă. Și zice, părinte Daniel, nu e greu să zidești o biserică. Păi zic, cum să nu fie greu? Uite ce ați făcut aici cu centru de conferințe, cu multe. Ce știți cum am zidit? Puneam cărămidă de azi, puneam mortar, puneam una peste ea. Iar mortar, iar zideam. Și rămâne așa astăzi. Mergea și ne culcam și venea mâine. Și iar mai zideam un metru. Și așa am zidit-o. Ce e greu? Păi zic, nu e prea greu. Păi zice, ați văzut. Dar zice, ce? Dar zic, până, dar ce e greu? Zice, cel mai greu este să zidești în suflet. Pentru că în suflet și în inimile noastre, când zidim acele urcușuri, ne trezim că după ce am zidit 3 săptămâni sau o lună, într-o mică, știu eu, cădere de-a noastră, se dărâmă totul. Și iară vă luăm de la cap și iară zidim. Și aceste suișuri în inimă, această frumusețe a inimii care se deschide, asta e cel mai greu de zidit și de aceea asta trebuie să o căutăm. Dar revenind, bradul, eu cred că e bun, eu nu sunt de acord, dacă mă întrebați personal, cu brazii ăștia de plastic, știți? Adică dacă tot e brad. Că ăsta de plastic, chiar că e veșnicia într-o chipată, dar nu mai mare, știți? Da. Ca simbolistică e bun, l-ai pus în casă până mori, ăla va fi. Dar bradul celălalt e frumos. Am vorbit însă și cu ecologiști și ecologiști au spus că nu sunt de acord să se tăie atât de mulți brazi. Și mi-au dat o variantă, părinte, îndemnească din ciuri și să pună crengi de brad în casă. Așa se puneau înainte și fân, am spus. Să aducă fân și să pună fân cu masă. Și am zis, o să facem și asta de dragul naturii și de dragul copacilor. Bun, mai avem o întrebare. Și cum ne asigurăm că
Da, mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare pe care, să știți, și eu mi-o pun și și eu trăiesc drama despre care vorbește domnișoara, și anume că nu poți păstra bucuria totdeauna cu tine. Sunt uneori sfinte liturghii sau slujbe, când pleci de acolo și chiar spun, acum pot să mor. Nu mai e nimic. Dumnezeu va avea grijă de toate și deodată te întâlnești. Asta experiența am făcut-o când am venit din Țara Sfântă, să știți. Am venit din Țara Sfântă, ne-a luat cineva de la aeroport și am ajuns lângă biserică. Și lângă biserică, părinte, da, ce termopane scumpe aveți la biserică. Zice, dar noi suntem la o bisericuță mai amărâtă. Zice, nu e așa că aveți bani mulți aici? Zic, da, le dau afară din casă bani, nu mai putem pe bucurie. Și dacă mă credeți, toată bucuria Betleemului, tot ceea ce am trăit în acele zile, întâlnindu-te cu mitocănia, deodată s-a dărâmat. Și de aceea bucuria e greu de ținut împreună cu mitocănia. Și din nefericire, trăim într-o lume care, așa cum a spus, ne invadează, ne distruge, ne dărâmă. Și de aceea rețeta nu vă pot, dar e foarte greu să vă răspund când fie cineva că e departe de Dumnezeu. Dar vă dau totuși câteva indicii când simțim că suntem aproape de El. Și aceste indicii nu le iau de la mine, ci le iau de la un mare părinte, Sfântul Serafin de Sarov, care într-o experiență, un intelectual, Motovilov, un mare inteligent de Rusia, Motovilov i-a spus, părinte, care e țelul vieții noastre? Și părintele răspunde, este dobândirea Duhului Sfânt. Și nu înțeleg nimic din asta. Ce zice? Dobândirea Duhului Sfânt. Și atunci Sfântul Serafim îl cheamă la el și îl ia în brațe. Și când îl ia în brațe, îl umple de lumină. Și zice, ce simți acum? Și el spune, simt o bucurie. Și ce mai simți? Simt pace. Și ce mai simți? Simt căldură în inimă. Și ce mai simți? O lumină care mă înconjoară, care mă împresoară. Și spune, aceasta este experiența Duhului Sfânt. Și de aceea aș putea răspunde plecând de aici. Dacă nu suntem într-o stare din asta, atunci să știm că nu suntem foarte aproape de Dumnezeu. Dar în același timp, să știm că Dumnezeu ne răspunde în orice încercare de noastră. Și marea taina Crăciunului este aceea că nu ne mai e frică de moarte, dacă avem credință. Pentru că fiecare stăm sub umbra acestui eveniment, să-l numesc neplăcut, al vieții noastre. Și există un sfânt pe care noi l-am canonizat, care e minunat, am spus și duminică la predică, la noi la biserică. Apropo de bisericuță, noi suntem vecini cumva, adică sunteți aproape în parohia mea, ca să spun așa, sufletește, facultatea de drept. Domnul decan al noastră locuiește în parohia noastră și de aceea suntem apropiați și ne cunoaștem. Iar parohia Sfântul Ștefan Cuibu cu Barză e la 3 pași mai sus pe strada Berzei. Își făceau berzele cuibu acolo în secolul XVIII-lea și omul a zis, mergem la Sfântul Ștefan unde e cuibu cu Barză și a rămas cuibu cu Barză până astăzi. Dar revenind la ceea ce vă spuneam, deci este foarte important să avem această experiență și această bucurie și marea problemă aceasta este cum o ține și cum o duce cu noi în viața noastră. Și pentru asta știți ce ne trebuie? E un concept, trezvie, dar putem fi noi treji. Pentru că a ieșit de aici, cum spuneți, și deodată începe lumea cu întreaga nebunie ei. Dar ne trebuie interioritate, ne trebuie seri frumoase, ne trebuie să închidem televizorul, să știți. Lumea ne invadează, cum vedeți, aveți telefoane mobile, aproape toți tineri, avem celularele astea care... Eu nu m-am luat din ăsta cu ecran până la eu, numai să sune și să răspund la el, știți, ca să nu mă complic mai mult. Pentru că toată această civilizație a libertății, de fapt, este o cultură a robiei, să știți. Noi nu mai suntem liberi, noi devenim robi prin această aparatură care este în jurul nostru și care nu ne lasă să stăm în liniște la o lumânare, la această seară. Și vă pot închei, ca să nu mă lungesc, răspunsul nu este, așa cum am spus, o rețetă pe care o pot da. Dar să nu uităm că a fi cu Dumnezeu din experiența vieții și după ce vă spun asta, poate să-mi răspundeți, părinte, că atunci mai bine să nu fim. Dar nu e așa. A fi cu Dumnezeu nu înseamnă că întotdeauna e bine, să știți. De multe ori Dumnezeu trimite încercări. Eu, ca profesor de istorie, sunt fascinat de poporul Israel. Dumnezeu și la vechi zice, acesta e poporul meu. Și ce istorie trăiește poporul Israel? Numai în robie, numai în încercare, numai într-o istorie pe care numai Dumnezeu știe. Și cei care știu istorie o cunoaște cu toții. Pogromul și așa mai departe. Un popor pe care El l-a ales. Și aceasta eu duc și în viața duhovnicească. De multe ori, se întâmplă că mă cheamă la sfeștanie, credincioși din parohie. Trebuie să termină? Nu s-a terminat. Mă cheamă credincioși. Mă mai cheamă credincioși care au o firmă uneori. Și spun, zice, părinte, zice, v-am chemat ca să ne meargă și nouă bine. Știți? Și atunci eu le zic, de la început zic, o să am o veste proastă, pentru că
s-ar putea să nu meargă bine întotdeauna. De ce? Pentru că atunci când vrei să te apropii de Dumnezeu, nu este numai binele pe care tu îl vrei întotdeauna. Dumnezeu nu știe cum ne cheamă, și o să închei cu un exemplu foarte interesant, nu știe cum ne cheamă Dumnezeu către El, uneori prin încercări, alteori prin bucurii. Și atunci când ne rugăm și ne apropiem de El, mai mult din ispitele. Iar pe 2 decembrie, acum 6 zile, s-a prăznuit pentru prima oară un mare sfânt contemporan, Sfântul Porfirie Cavsocalivitul. Un sfânt din Grecia, Porfirie Cavsocalivitul se numește. Cavsocalivia e o regiune a muntelui Athos din partea de în extremitate peninsulei. Cavsocalivia înseamnă colibe arzătoare în limba greacă, de dacă tot vorbim, și acolo a trăit un sfânt care știți ce făcea? Sfântul Maxim Cavsocalivitul, secolul 14, ca să nu se lege de nimic de pe pământ, când se adunau ucenici în jurul lui și se întâmpla totul, își dădea foc la chilie și pleca mai departe. Ca să arate că nu e nimic. S-a terminat, merge mai departe, nu avem nimic pe pământ. Și acest sfânt Porfirie a fost canonizat de curând și fiți atenți, este ceva șocant în viața lui. El de copil s-a dus în muntele Athos și a cerut lui Dumnezeu să-i dea cancer. Este o experiență uimitoare, poate e șocant ceea ce vă spun astăzi, în momentul de față. Sunt mărturii ale medicilor care au spus aceasta. De ce? Pentru că el a citit în Scriptură cât a pătrunit Hristos pentru noi. Și auzise, s-a născut în 1906, a murit în 1991, acum 22 de ani. Auzise el că asta e cea mai grea boală, care e cu suferință mare. Și a cerut-o Dumnezeu, știți de ce? Că a văzut cât a suferit el pe cruce pentru noi și a zis, Doamne, aș vrea să trăiesc și eu din suferința ta. Ceva incredibil. La spitalul din Atena, când a aflat de boală, că se îmbolnăvise, era bătrân, dar deja era un bătrân frumos, toată Grecia îl iubea, era un sfânt în viață. Și când a aflat de veste, au venit medicii, dar nu știu cum să-i spună. Și vin și spun, păi zice, părinte, aveți cancer. Și știți ce a făcut părintele? Doamne, îți mulțumesc ție pentru această boală pe care mi-ai dăruit-o la rugăciunile mele, păcătosul și nevrednicul robul tău. Că prin aceasta mai mult mă voi apropia și te voi cunoaște pe tine. Doctorii mărmuriți, că sunt mărturiile lor, sunt medici, sunt profesor universitar la Atena, el a fost medic acolo. Sunt păstrate mărturiile lor, asta se întâmpla în 1980 și ceva. Și spun, era pentru prima oară în viața noastră când auzeam un astfel răspuns, pentru că asta e credința. Credința este gust din veșnicie, gust de nemurire. Și acest gust te face să nu-ți mai fie teamă de nimic. Și ce? Și le-a spus doctorii lor, zice, dar mai aveți ce face? Ce să mai facă? Că era metastase peste tot. Deci era în pragul morții. Și așa v-a spus. Dacă nu mai aveți ce face, lăsați-mă pe mine să fac ce știu eu. Și el a drumul. Și ce a făcut? A plecat în muntele Athos și acolo și-a trăit. Încă un an, cred că a mai trăit după aceea. Și s-a pregătit de moarte cu ucenicii și a murit în păcat, în lumină, zâmbind pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Asta e viața cu el, știți? Și de aceea, asta înseamnă să fii cu Dumnezeu. Știu că e marcant ceea ce vă spun acum, dar este o experiență incredibilă, care nu e posibilă decât în credință. Mă opresc aici pentru că deja am răspuns sau am vorbit mult prea mult. Mai e vreo întrebare urgentă? Pentru că timpul a înaintat. Dacă nu mai există, atunci facem un final frumos și anume vom cânta ușor, ceea ce înseamnă că vă urăm să aveți sănătate, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Seara aceasta, știu că n-a fost o seară pierdută, cel puțin pentru mine, și eu mă bucur de ea. Cumnatul meu când vine la mine, așa evaluează seriile, dacă am povestit ceva frumos, zice, ăsta n-a fost timp pierdut și nădăjduiesc că putem spune și noi, și noastră, în mod special, eu nu pot să spun în seara aceasta, că n-am pierdut vremea împreună și că a fost de folos și de aceea ne despărțim în urările plugușorului și minunându-ne și noi împreună și o să vă invit să cântăm ce veste minunată la vedere se arată. Încă o dată mulțumim tinerilor noștri studenți care s-au ostenit în multele concerte pe care le au. Această întâlnire specială încheiem șertele pe anul acesta, vă așteptăm și anul viitor, vă promitem întâlniri la fel de
interesante și să aveți o seară frumoasă și sărbători frumoase. Și încă o dată mulțumim! Florile
arde de mărul, cu o vadră de ginarsu. Rămâi gază sănătoasă, florile d-arbe de mărul, să primești folinda noastră. Thank you.